Scumpirile îi obligă pe români să se îndrepte către alimentele mai ieftine, dar și mai proaste din punct de vedere calitativ, astfel încât oamenii mănâncă deja și mai puțin sănătos ca înainte, când ne aflam oricum în topul alimentației nesănătoase. Indicele global al prețurilor la produsele alimentare a scăzut în ianuarie la cel mai redus nivel din ultimii 3 ani, în urma scăderii cotațiilor de cereale și carne potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. Românii trebuie să mănânce, chiar dacă alimentele s-au scumpit extrem de mult în ultima perioadă, iar pasul logic este să se îndrepte spre produsele mai ieftine, dar și mai nesănătoase. Deci plătim foarte mult pe un produs care nu e chiar bun. Ce vă pot spune? Mă surprinde faptul că piața este plină de mere, așa, care sunt la un preț mai mărișor decât anul trecut, dar de care mă tem de regulă pentru faptul că sunt tratate cu ceva de se mențin așa de bine a la lung. Ce părere aveți despre produsele astea din hipermarketuri, să zic așa, care au prețuri colosale și calitatea poate nu este cea mai bună? Ce aș putea să vă spun? Asta este la ei rețeta de vânzare și nu ne putem noi pronunța prea mult. Cei de la protecția consumatorului trebuie să spună cuvântul, ei să constate dacă sunt într-adevăr. În plus, se pare că omul este programat genetic să se îngrașe în situații de criză, pentru că organismul primește indicii care urmau o insecuritate în privința alimentării, motiv pentru care începe să stocheze mai multă grăsime pentru a-și mări șansele de supraviețuire. Consumul alimentelor nesănătoase se vede în special la persoanele cu venituri reduse. Le resimt cel mai puternic scumpirile, au și un risc mai mare de malnutriție, fie prin subalimentare, dar și prin supraalimentare. Ce părere să am? Ar trebui să se caute mai mult la țăran, că acolo găsesc prospețimea și calitatea. În comerț e dezastru, e cancerul în floare. Trebuie să înțeleg că vă este teamă de ceea ce cumpărăm din supermarketuri. Categoric, categoric. Scuzați-mă că mă refer la perioada trecută, dar să trăiam mult mai bine pe timpul lui Ceaușescu, pentru că să mâncam mai natural. Înțelegeți? Dumneavoastră de unde vă faceți cumpărăturile în general? De acasă, de la mine. Am 65 de ani și muncesc, am porci, am găini, am curci, am porci. De tot natural. Un alt obicei al oamenilor în situație de criză este să își facă stocuri, iar pentru a nu se deteriora mănâncă doar din stocurile respective, ceea ce duce la o alimentație monotonă de proastă calitate lipsită de alternative, care poate cauza deficiențe de micronutriție și îmbolnăvire. Părere foarte rea. De fapt, noi de mult spunem treaba asta și nu ne auzi nimeni. Acum să sperăm că ia puțin amploare această problemă și se va reveni la lucrurile mai normale. De unde faceți dumneavoastră în general cumpărăturile? Păi dacă magazinele mici din cartier sau cam desfințat, mergem la magazinele mari. Vrem, nu vrem, acolo trebuie să mergem. Deci la piață nu prea mergeți? La piață mai mergem pe la piață, piața de legume, mai mergem că e pe lângă mine, că stau în apropiere, dar în general produse multe și mari le facem la marketuri. Specialiștii spun că ne putem bucura de o alimentație sănătoasă, echilibrată și în porții corecte, fără să cheltuim foarte mulți bani pe mâncare. Deoarece, dacă se identifică acel echilibru, nu se mai cumpără mâncare în exces, dulciuri nesănătoase sau băuturi îndulcite.